începând de mâine, ne așteaptă 2 săptămâni de foc pentru că se dă startul unei noi campanii electorale. Colega noastră, Sorina Obrejoa, ne spune mai multe. Sorina, bună ziua! Bună ziua! Într-adevăr, peste 2 săptămâni vom avea din nou alegeri în capitală, iar asta înseamnă că vom avea și o nouă campanie electorală. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, aceasta va începe chiar de mâine, așa că primarul Dorin Chirtoacă va trebui să degreveze din nou din funcție după doar o zi de activitate și să intre în marea confruntare cu contracandidata sa, Zinaida, socialista Zinaida Greceanu. De data aceasta, Greceanu i-a anunțat că va participa la dezbaterile electorale, spre deosebire de felul cum a procedat în campania din primul tur de scrutin, când și-a trimis la tribunele televiziunilor doar reprezentanții. Trebuie să vă spun de asemenea că în turul 2 de scrutin deja nu mai contează rata de participare a alegătorilor la urne, adică indiferent câți alegători se vor prezenta la vot, oricum scrutinul va deveni valabil. Cât despre candidați, va câștiga cel care va acumula un număr mai mare de voturi, chiar dacă, de exemplu, unul dintre ei va lua cu doar un vot mai mult decât contracandidatul său. Totuși, în cazul în care ambii vor acumula un număr egal de voturi, pentru că și acest lucru este posibil, atunci nu va fi organizat turul 2 de scrutin, ci primarul va fi desemnat conform tragerii la sorți. Asta spune legislația, totuși șanse ca să ajungem până la un astfel de scenariu sunt foarte puține, așa că pe 28 iunie vom afla cine este următorul primar al capitalei și cui dăm primăria. Atât de aici, la revedere!